Faptul că de câteva zile temperatura atmosferică este cu mult sub 0 grade, se pare că astăzi s-a ajuns la minus 15 grade, problemele EcoAqua sau dumneavoastră ca și coordonator tehnic întâmpinați anumite probleme pe partea asta tehnică cu privire la anumite conducte. Chiar astăzi s-au semnalat în anumite zone ale orașului defecțiuni la conducte. Problemele au apărut astăzi sau sunt generate cu mai mult timp în urmă? Și până la urmă, cum rezolvați? Cum se rezolvă situația? Sunt atât de vechi încât de fiecare dată când se ajunge la astfel de temperaturi să trebuiască să interveniți sau... Așa cum și dumneavoastră ați spus, în ultima perioadă de timp, temperaturile au fost foarte scăzute, între minus 15, minus 16 grade, chiar minus 17 grade, ceea ce a făcut ca, odată cu temperatura, să răcească și apa și pământul și a condus la o contractare a materialului din care este executată conducta, oțelul sau fonta, și sigur că contractându-se materialul, această conductă a cedat și a generat pierderi de apă. Pierderi de apă care acum, chiar mici fiind, în timp se acumulează, apa în gheață nu mai se duce ca până acum la rigolă când aveam situații similare, în gheață și poate să și inunde casele, curțile, locurile care sunt mai joase, chiar și acolo unde există canalizare, apa nu mai ajunge la canalizare, ajunge unde e locul cel mai jos. Da, asta se întâmplă pe de-o parte, dar pe de altă parte avariile astea mai apar și datorită vechimii conductelor. Încă mai avem o grămadă de conducte. S-a definitivat acel program STAMTIR. Cam cât la sută din municipiul Oltenița a beneficiat de programul STAMTIR prin reabilitarea sistemului cu apă potabilă? Programul STAMTIR a cuprins cam 28 de kilometri de rețele stradale sau mai bine zis cam 44 de kilometri cu toate rețelele secundare. Aici incluzând și branșamentele. Asta reprezentând cam 30%. Numai că programul STAMTIR nu a fost finalizat de așa natură încât să putem să eliminăm și conductele vechi. Am eliminat circa 50% din conductele vechi pentru că nu am reușit să racordăm toți abonații la conductele noi. Programul STAMTIR a fost de așa natură făcut încât conducta de apă, branșamentul de apă a fost gândit până în incinta proprietății și de acolo avea obligația proprietarul, beneficiarul să-și facă instalația. Și să înțelegem că acest program nu a acoperit și partea de conducte, înlocuirea conductelor sau înlocuirea țevilor cu unele noi. Ba acoperit și înlocuirea conductelor, nu a acoperit legătura branșamentului nou cu instalația interioară a proprietarului. Pe de altă parte, am mai avut și branșamentele de la blocuri. Branșamentele de la blocuri care au fost în jur de 200 de branșamente și pe care le-am rezolvat noi. Am rezolvat un procent în momentul de față, ne aflăm cam la un procent de 90%. Am racordat blocurile. Estimez că în următoarea perioadă, maxim 30 de zile, să reușim să racordăm toate blocurile și atunci, sigur, o să putem să dezafectăm și rețelele vechi care au mai rămas. Numai că acum apare și o altă problemă. Nu poți să dezafectezi rețeaua veche acum, când abonatul, cetățeanul, nu este racordat cu instalația din incintă, din instalația interioară la branșamentul nou. Dacă până acum erau condiții acceptabile pentru executarea astfel de lucrări, acum pământul este înghețat, necesită săpătură, necesită intervenții și lucrurile se execută foarte greu, aproape imposibil. În
fiecare iarnă întâmpinați astfel de probleme? Se trag semnele de alarmă? Da, aceste, aceste defecțiuni, aceste pierderi de apă pe care le, le avem, le, le întâlnim cam în fiecare iarnă. În fiecare, în fiecare an avem reclamații, ne așteptăm că odată, ca odată, sezizări, da, odată cu încălzirea vremii să, să se dezghețe multe conducte și o să fie o avalanșă de, de fisuri la conductele de apă. Dar am trecut peste ele și anii trecuți, sperăm ca și anul ăsta să le rezolvăm. Le vom rezolva cu siguranță. Există totuși un sistem care să nu mai permită aceste defecțiuni? Sau există conducte, mă gândesc, care este să, greu să de spus, reziste e greu de spus de că să, o să se ajungă la nivelul să avem conducte în așa fel încât să nu apară defecțiuni. Conductele pe care noi le-am băgat în, în circuit, pe programul Sanpit, sunt garantate 50 de ani, e posibil ca ele să reziste mai mult de 50 de ani, dar mai apar deficiențe la îmbinări, la suduri, la armături, la punctele de închidere. Deci acestea sunt, sunt inerente. Sunt probleme și în curțile oamenilor? Ați avut probleme semnalate și în curțile oamenilor? Am avut probleme și în incintele curților, în, la casele particulare. Dar astea nu sunt de competența noastră, sunt de competența fiecărui proprietar. Noi nu avem răspundere în incinta proprietății, dar acolo unde a fost cazul, unde a fost o situație mai deosebită, ne-am implicat și noi și am rezolvat situația. Adică să rezolvăm colaborare cu Ecoapă? Am rezolvat în colaborare sau contra cost, de la cas la cas. Limita noastră de competență este până la punctul de măsură. Inclusiv contorul de măsură este proprietatea domeniului public și este responsabilitatea noastră. De regulă, cine suportă aceste cheltuieli cu manopera sau e vorba de un deviz, probabil, și se calculează înainte și cam cât durează o lucrare de acest gen? Toate cheltuielile care sunt pe rețelele publice le suportăm noi, Ecoapa. Ce este în incinta, în incinta proprietății, le suportă proprietarul. De regulă, m-ați întrebat cam ce perioadă durează reparația. Reparația durează de la caz la caz. Dar vreau să vă spun că rar depășim 6-8 ore la o intervenție la rețelele pe domeniul public. Sigur că acum, în perioada asta, intervențiile se fac mult mai greoi decât pe perioada de vară. Acum este pământ înghețat, este frig, condițiile sunt mult mai, mai rigide în rezolvarea situației. Și termenul de garanție care este? Cât le garantați viabilitatea lucrării după reparație? Acum, depinde dacă faci și o reparație la o conductă care este în pământ de 70-80 de ani, nu poți să-i dai garanție prea mare. Noi asigurăm garanția de cel puțin 10 ani, zicem noi, la reparația care am făcut-o strict în segmentul respectiv, dar de cele mai multe ori problemele apar alături de, de intervenția pe care am făcut-o. Problemele apar că se sparg conductele care sunt așa de vechi încât sunt protejate sau sunt ținute de, de pământul în care sunt montate. Odată cu luarea pământului, odată cu decopertarea conductei, automat se slăbește rezistența și apare pierdere de apă. Acum, dacă se repetă, să zicem, o conductă într-un anume loc, într-un loc fix și în fiecare an sau la o perioadă de acolo există o defecțiune, apare defecțiunea, reparați și apare din nou defecțiunea în același loc. Cum rezolvați? Evităm situații de genul ăsta. Probabil, nu? Evităm situații de genul ăsta și atunci când situația o cere, înlocuim o bucată mai mare de conductă, un segment mai mare de conductă.